Particularități ale reproducerii la reptile și păsări. Resurse educaționale pentru clasa 7-a. Particularități ale reproducerii la reptile. La reptile, fecundația este internă. Majoritatea speciilor sunt ovipare, adică produc ouă, ouă care au o coajă pergamentoasă și care sunt depuse în cuiburi săpate nisip, clocirea realizându-se cu ajutorul căldurii solare. Puii nu trec prin stadii de metamorfoză. Unele specii au grijă de proprii pui, altele nu. Există și specii ovovivipare, dar și specii vivipare. Odată cu ieșirea puiilor din ou, femela de crocodil îi va purta în gură până la apă. De aici, puii sunt complet independenți. Puii de broască țestoasă, odată ieșiți din ou, vor trebui să străbată plaja plină de pericole pentru a ajunge la apă. De asemenea, odată ajunși în apă, aici îi vor aștepta alte pericole, astfel încât un număr foarte mic de pui va reuși să ajungă la maturitate. Particularități ale reproducerii la păsări. La fel ca și reptilele, păsările prezintă fecundație internă. Ouăle însă au o coajă calcaroasă și sunt extrem de diferite din punct de vedere al coloritului și desenelor în funcție de specie. De asemenea, comportamentul de reproducere este foarte divers în ceea ce privește construirea de cuiburi, atragerea partenerului, procesul de clocire sau îngrijirea puiilor. La multe specii de păsări apare dimorfismul sexual, adică masculii se diferențiază clar de femele. Adunați ouă de la diferite specii de păsări și realizați o colecție, notând denumirea speciei de la care provin ouăle respective. Apoi, analizați-le din punct de vedere al culorii, mărimii sau a altor caracteristici care vă atrag atenția. Spor la lucru!